bun găsit, prieteni! S-a descoperit o nouă metodă foarte eficientă de dezinfectare a hainelor. Dacă în urmă cu vreun an toată lumea își lăsa hainele, sau mă rog, mulți își lăsau hainele la ușă, se dezbrăcau, știți, în perioada aia cu nebunia, se dezbrăcau la ușă, intrau în casă, își lăsau, își băgau hainele la mașina de spălat, introduceau mașina de spălat tot felul de soluții chimice, dezinfectante, se distrugeau din păcate și multe țesături, era și un stres în plus. Ei bine, uite, s-a găsit o metodă mai bună și în același timp eficientă de dezinfectare a hainelor, pe lângă pusul la soare și la acțiunea radiațiilor ultraviolete, care sunt și ele la nivelul hainelor dezinfectante și nu numai la nivelul textilelor. Dar s-a găsit o nouă soluție și anume cu ajutorul congelatorului. Țineți-vă gol congelatorul, de ce? Pentru a lăsa hainele acolo să se dezinfecteze. Asta nu înlocuiește spălatul la mașina de spălat, dar specialiștii spun că mașinile de spălat, mai ales în timp așa, reușesc să găzduiască o mulțime de bacterii și de microorganisme nesănătoase care pot să genereze tot felul de probleme la nivelul pielii purtând hainele respective. Și atunci se recomandă ca hainele, mai ales acelea jeans și în general hainele mai murdare, să se pună la congelator înainte de a fi spălate. Probabil că ar trebui să ne cumpărăm un congelator pentru haine în care să punem toate hainele murdare și să stea preț de 2, 3, 5, chiar 7 zile la dezinfectat în congelator și apoi să le băgăm în mașina de spălat pentru a le curăța cu adevărat. Ei au făcut și studii, le-au verificat la microscop, au studiat textilele respective, chiar unele dintre ele sunt cumva și li se îmbunătățește și aspectul și calitatea în cazul pielii, spre exemplu, iar în cazul blugilor murdari de gumă, știți foarte bine că de încă de pe vremea în care mâncam gumă turbo, că dacă ți s-a lipit guma pe blugi sau pe haine, atunci prețul blugilor și al hainelor era mult mai mare și era mai greu de găsit. Acea gumă se demesteca, se poate scoate dacă punem blugii sau în general hainele la congelator și le lăsăm câteva ore, se depărtează cu ușurință. Dar iată că acest congelator are și efectul de a dezinfecta cumva aceste haine. Mă întreb dacă și la nivelul alimentelor se întâmplă, sigur ele se păstrează, dacă se întâmplă și lucrul ăsta. Următoarea întrebare ar fi probabil dacă este o mâncare infectată și o pune la congelator, ea se dezinfectează. Aș crede că nu, dar cu hainele ne putem risca. De ce nu? Puneți o pereche de blugi la congelator, băgați-o la spălat și poate că arată mai curată mai decât dacă n-am fi lăsat-o 5-7 zile în congelator înainte. Da, un studiu interesant, merită pus în practică. Aștept comentariile voastre dacă ați făcut lucrul ăsta și ați fost mulțumiți de rezultat.